Deci vrem de acum să vă spunem, sunteți urmăritorii noștri. Că nu mai suntem doi, suntem trei oficial. Am un nou ursul meu. Ursulețul nostru. Știi, în momentul ăla când îți dorești o chestie de 3-4 ani și o ai în viață. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și vlogul ăsta o să fie tare, tare special, așa că hai să începem! După cum puteți vedea și în titlu, azi o să faceți cunoștință cu noul membru al familiei noastre. E o zi tare specială și pentru mine și pentru Anto, pentru că în viețile noastre a apărut un micuț îngeraș. Acum când filmez, deja îl avem. Acum când deja vă uitați la vlogul ăsta, este deja prima zi, prima dimineață cu noul membru. N-am să vă zic încă numele, o să-l descoperiți voi dacă vă uitați la acest vlog. Nu vreau să zic mai multe, nu vreau să dau mai multe detalii. O să revin eu, dar până atunci vă las cu câteva secvențe pe care le-am filmat aseară, când minunăția gogoșica pufoasă a apărut în viața noastră. Însă, înainte să începem și înainte să vedeți toate momentele frumoase prin care am trecut aseară, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share acestui vlog dacă vă place, să comentați și, cel mai important, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați când postez vloguri noi. Și tot înainte de a vedea filmulețele, vreau să vă spun că eu de foarte, dar foarte mult timp, îmi doream un cățeluș. Mulți dintre voi știți că o am pe Daisy. O iubesc foarte, foarte, foarte mult, însă Daisy de mică i-a simțit mult mai aproape pe părinții mei și părinții mei au avut practic grijă de ea, eu fiind foarte mică și neștiind să gestionez o situație cu un câine. Dar mi-am dorit din suflet un cățeluș care să fie al meu, să am eu grijă de el, să fiu responsabilă și să știu eu că este efectiv al meu. Și poate mulți dintre voi, dacă mă urmăriți și mi urmăriți aproape fiecare vlog, știți experiența pe care am avut-o acum un an, când părinții mei au decis totuși să ne mai luăm un membru în familie, dar ne luându-l de unde trebuie, după câteva zile, mai exact 2 zile, acesta a murit. Noi nu am știut că acei oameni nu sunt serioși. În fine, povestea este foarte, foarte lungă și dacă vreți să o aflați, căutați-o în vlogurile mele anterioare, cred că într-un Q&A am zis chestia asta. Oricum mi-a fost foarte greu să vorbesc, că deși l-am avut 2 zile, m-am atașat extrem de tare de el și am putut să povestesc despre toată experiența oribilă după 3 luni, cam așa. Baby știa că îmi doresc din suflet un cățeluș și a căutat atât de mult, nu aveți idee, aproape de o lună caută cățelușul ăsta pe care mi-l doresc. A căutat, bineînțeles, oameni serioși, a dat peste tot felul de oameni ciudățenii care i-au explicat nenumărate chestii care nu aveau sens. Părinții noștri au fost alături de noi, ne-au dat sfaturi, am aflat o grămadă chestii despre puiuți, despre cum trebuie ei să fie și ne-am tot documentat. Iar acum câteva zile, Baby a avut norocul să dea peste un veterinar care, din întâmplare, avea puiuți de pomeranieni, rasa pe care mi-o doresc eu. Și a fost un om atât de drăguț. Vă las pe voi să vedeți mai multe secvențe chiar de aseară, momentele reale și sentimentele reale pe care le-am simțit și eu și Baby. Ideea e că suntem foarte fericiți, bucuria e imensă. Nu aveți idee cât de frumos ne-a îndulcit viața, ca să zic așa, pentru că are oarecum. Mă tot uit la el pentru că doarme acum. Doarme ca un îngeraș, efectiv. O să vi-l arăt la final. Sper să se trăiască până atunci. Puneam că chestia asta cu dulceața are legătură cu numele. Uitați-vă voi mai bine ce s-a întâmplat aseară. Suntem în mașină, suntem pregătiți să mergem. Baby o să conducă. Mi-am pus o lumină pe care o să dau jos că îl deranjează la condus. Na, e normal. Cu noi sunt Fernando, Oana și Mami. Mami, arată și tu o mână să... așa. Și astăzi facem aventura. Și azi s-ar putea să mergem să luăm... S-ar putea, nu. Adică nu. Mergem. Dar e posibil să luăm un nou membru al familiei. I-am luat, deci, un băiețel. Stați puțin. Da, trebuie să le vedeți. Și să le vedeți și voi, că vouă nu vi l-am arătat. Le-am văzut. Le-ați văzut? Nu mai ajungi la ele, că sunt toate alea peste ele. A. Ia la și cușcă, măi, suntem nebuni. Nebunie. Ia la și cușcă. Deci dacă ne place, e al nostru. Nici măcar nu știm dacă o să-l luăm, dar am luat și cușcă. Am luat-o să fie, că de luat câine sigur ne luăm, dar să sperăm că o să fie asta, că o să ne placă cum e. Yay! Și că...
și cu să fie așa ursuleț cum ni-l dorim noi. Acum să ne concentrăm la drum, pentru că baby are de condus 2 ore până la Câmpul Lung de acolo. Și ora 8, seara. Ajungem la 10, s-a terminat. Pentru că n-am avut când, pe timp de zi, am avut alte nebunii de rezolvat. O să vă arăt acolo când ajungem și mai multe detalii o să vi le zic dacă o să luăm și ce o să facem mai departe. O să fie cel mai nebun vlog. Sunt tare entuziasmată. Uitați să rupeți acolo butonașul de like, pentru că chiar este un vlog foarte, foarte special. Ne vedem de pe drum! Woo! La un moment dat de emoții, de atât de mare emoții ce aveam, am simțit nevoia să mă duc în spate să mă odihnesc un picuț, pentru că drumul a fost destul de lung. Și, Doamne, acum mai avem 3 minute și ajungem de... Deci mie nu vine să cred că am bătut atâta drum și sunt atât de fericită, nu aveți idee cât de mult îmi doresc eu acest câine. O să vă spună baby și o să vă spunem mai multe împreună. O să vedeți când îl alegem, am foarte mare emoții, deci efectiv mâna îmi tremură. Și efectiv gata, am ajuns. Deci eu mor. Nu, mă ia cu toate transpirațiile, nu mai pot. Gata. Mai avem puțin. Bine, gata, vă arătăm acolo. Pa. Uite de ce energie au, Doamne! Uite-te la ei, am ajuns, deci am ajuns la omul de unde vom lua cățelușii și au mai mare, mai mulți cățeluși de genul și, Doamne, mi se pare adorabil. Doamne, ia uite cât de mic ești tu, mă! Cât de mic ești tu, mă! E întuneric, avem o lumină, Fir și Oana ne filmează și le mulțumesc mult de tot. Na, sper să vedeți, adică am vrut să, chiar dacă e noapte, să vedeți reacția mea naturală și să vedeți cât de încântată sunt. Și mai multe vă povestesc când ajung acasă. Tu ești, mă, ăsta micu, ăsta micu din poze, tu ești. Acesta este cel mai... Uite, ăsta e cel crem. Aaaa, ăsta este... Nu, ăsta, gata. Aaaa, uleu! Cât ai? Nu-mi acasă, uleu! Uitați-vă la el, e urs! E urs, efectiv! E fetiță sau băiat? Băiețe. Băiețele, 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 băiețele! E mic! Nu, ăsta, nu. Îi bate inima foarte tare, e speriat. E speriat, de o nebună ca mine, normal. Care e spăteția? Da, mă, ăsta îmi place, are față mai de urs. Are fața mai de urs, da, ăsta. Are, mai mult pe ăsta. Mie îmi place ăsta că e mai frumos, mai dar nu vă uitați la ăsta, nu? Da, dar și ăsta are, e special că e urs. Și până și domnul a zis că ăsta e mai frumos. Da, da. Uite-mă că e speriat, luați-l în brațe. E mai sensibil? Iată-le, tati, mă, bă, iată-le, tati, mă. Uite cum arată, uite cum arată. E din tată campion, nu? Da, e de la... Uite, auzi ce nas. Iub. Da. Ăsta, da. Îți place și ce? Fernando, a zis ăsta, da, Fernando, care... Ia, întreabă-l, pe care? Ăsta e mai mic și nu e diferența mai... Se lupă unul. Nu. Zi, Bibi, prima impresie. Dar uite, ăsta e mai mare, uite cât de mare e. Prima impresie? M-am topit, nu am topit după ăsta, mic, nu știu, mi se pare că are fățuca aia de ursuleț, exact cum îl doresc eu, toți sunt super, eu mor după rasa asta, deci rasa se numește pomeranian, dar ăsta e pomeranian de vis, vă zic. Nu, tati, îi placa. Ia zi, tati, îi luăm... Cică le-a stat bine împreună. Cică le-a stat bine. Ia zi, îi luăm pe amândoi. Păi ăsta m-am topit, cum, n-am cum. Lăbuțele iarna afară. Nu, păi da, iau totoșei. Ce sunt? E copilul meu, gata, iau totuși. Ce să-i drăguț? E jucărie. Hai, baby, zi. Da. Au, da? Ce să mai zic? Hai, ești al meu. Ai grijă de tine meu. Și tu iubit. Și sper să ajungi și tu la cineva la fel de care să aibă grijă la fel de măsuță, tu ușor. Ești un frumos. A căutat băiatul meu. Dar ăsta e superb. Ce-ai zis, iubire? Zici că e iubita. Deci, dintre amândoi căței, l-am luat pe ăla, ăla era viteaz, așa, da. Era puțin cam prea zburdanic și prea mare. Ăsta și-a pus capul pe mine, era mai emoțional, mai sensibil. Ca iubita? Îmi place mai mult, ca iubita, da. Da, deja s-a îndrăgostit de Antonio. Deci vrem de acum să vă spunem, sunteți urmăritorii noștri. Că nu mai suntem doi, suntem trei, oficial. Și eu voiam să vă zic că dacă vă doriți, știu că sunt mulți urmăritori mai micuți care ne urmăresc și dacă vă doriți cât un cățeluș, să aveți mare grijă de la cine. Noi l-am luat pe Hani, Hani este numele lui. Hani o să cheme Miere. Pentru că ne îndulcește viața, ne îndulcește viața. Ce arată, are culoarea așa Miere, pentru că ne îndulcește viața. Așa, și vreau să vă spunem. Pe Hani l-am luat chiar de la un veterinar, deci e un om de mega multă vreau încredere. Vreau să vă spun că am căutat vreo 3 săptămâni. Știam că și iubita și-l dorește de vreo 3-4 ani chiar.
Și am căutat de vreo 3 săptămâni cățelul ăsta. Am pierdut nopțile, frate, să-l găsesc. Și l-am găsit, fraților, l-am găsit. Sunt așa de fericit că iubita e fericită. Și vreau să nu pierdeți și voi cât timp am pierdut și eu. Așa că, fără niciun fel de promovare, nu fără e, absolut chiar nimic, vă garantăm, gen, nu e nimic plătit sau așa. Aici doar că la... ne e foarte drag omul și... La Câmpul Lung, suntem la Câmpul Lung la Winner Plus. Veniți și voi aici. Dânsul se numește Silviu Soceanu. De la dânsul am cumpărat cățelul. Este un om extraordinar, mulțumim foarte mult. Vă spunem mai multe detalii, mergem să-i facem... Hai să văd! Mergem să-i facem pașaportul, carnetul de sănătate, cum s-ar zice, și buletinul, toate nebuniile pentru Hani și ne întoarcem cu mai multe detalii. I-am luat păturică, i-am luat pușcă, nici măcar nu știam dacă îl luăm sau nu și am luat de toate, adică... Mă, la ursul meu! Uite-te la el, mă! Uite-te, mă! Amălă, ce frumos ești, mă, 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 mă! Ursulețul nostru! Ursulețul, micuț! Ne-am luat un ursuleț! E oficial. E bine că m-am bucurat și de toată atenția Evelyn de acum încolo. Face microchipul, îl deranjează un picuț. Nu mă plânge. Nu, bitul meu. Gata. Gata, gata, gata. Da. E frumos, rău, e frumos, rău. Ce bine stă cu el, frate. E frumos, chiar e frumos. E, e, are fața aia, cum eu doream noi. V-ați gândit la un nume? Da, Hani. L-am luat chiar de asta, gata. Mă, nu neam că să se emoționeze. Că azi a fost cam emotivă. Că fix în momentul în care credea că nimic, că nu o să-l mai ia și că gata, a renunțat la idee, uite că l-are, vezi? Știi, că în momentul ăla când îți dorești o chestie de 3-4 ani și o ai abia acum. Fiecare zi care venea zicea, l-am visat azi noapte, când mergem să-l luăm? Bibi? Nu mă uit, nu pot. Ce era să vezi? Pomeranian, dar e un pomeranian deosebit. Nu e... Chiar Bibi și-a luat Antonio. O întrebare, acesta dacă vrem să mergem cu el în altă țară, o să fie băgat la cală sau o să fie băgat cu noi? Nu, puteți să-l luați și mic. Normal că e mic, e cât capul meu, e ce mai, uite. Deci putem să-l luăm cu noi în Bali, gata? Aoleu, să te arătăm la lume cât de frumos ești, măi, Hani, măi. Mă, iubirea mea! Deci, vedeți, suntem într-un cabinet veterinar, totul e mega, măcar, adică avem atât de multă încredere. Și v-am spus, guys, dacă vreți și voi un cățel ca acesta, întrebați-l pe domnul Silviu dacă are ceva disponibil, pentru că, sincer, vă recomand cu toată încrederea. Deci chiar e... Chiar e ursuleț! E ursulețul meu! Are tată campion. Deci are tată campion. Este campion național. Chiar are tată campion. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim frumos. Deci orice întrebare, orice nelămurire aveți, mă sunați, mă întrebați. Super, mulțumim frumos. Mulțumim. Da, o să mai fie întrebări, vă dați să seama. Să te vedem ce faci. Vreau să te văd. 950 de grame mare. Doamne. Cam în cât se duce? Cam în 2 kg? Cam așa, 2 kg și ceva. Deci, efectiv, nu-mi vine să cred că e al nostru. De că l-am luat, am lacrimi în ochi și am rămas fără baterie. Sunt foarte fericită și n-am cum să vă exprim. N-am cum să vă exprim fericirea mea, sunt foarte fericită. Uitați, de ce e mega jucău și de când l-am luat, efectiv nu vine să cred. Este chiar am lacrimi în ochi și pot să-mi exprim fericirea, e fericirea maximă, ne îndulcește viața, efectiv, și numele îi se potrivește, Hani. Se potrivește și cu pielea de la mașină. Nu vine să crede, deci mai stau 2 minute, mă liniștesc chiar, am luat oricum, o să ne trebuiască o săptămână până ne acomodăm cu gândul că-l avem și că-l nostru. N-am spus nimănui că vrem să ne luăm cățel, n-am spus nimănui și am scutat așa. Nu vine să cred. Am mai fost așa obosită de mult, a fost entuziasmul mult prea mare și acum în momentul de față mă doare capul de nu mai pot. Hani în față la Oana se joacă cu el. E bucuria prea mare și entuziasmul prea mare și pe amândoi ne doare capul enorm de tare. Ăsta e ultimul filmuleț pe care îl fac din mașină, ne vedem acasă când încerc să mă liniștesc și să mă adun și să conștientizez tot ceea ce se întâmplă și momentele astea frumoase care se întâmplă, deci ne vedem când ajung acasă. Ei bine, acestea au fost momentele prin care am trecut noi aseară. Nu aveți idee cât de mult ne bucurăm că Hani este în viața noastră. E efectiv un bulgăre
un bulgăre de fericire, de bucurie. Este atât de mic, cântărește 900 de grame. Acum l-am luat din somn, să știți, dar are atât de multă energie. Salută mami aici în vlog, e prima dată când apar pe vlog, mă, băiatul meu. E atât de micuț, uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Și după cum vă spuneam, Hani este acasica. Este tare, tare voios. Deja a început să mă prindă de deget, să mă muște. Nu știu dacă îl vedeți, dar el acum vrea să se ridice. Ești mic, încă ești mic și așa rămâi. Rămâne mic, maxim 2 kg jumate poate să ia, pentru că și părinții sunt foarte micuți. Nu ai idee prin câte am trecut noi ca să te luăm pe tine, mai ales tati. Doamne, deci nu aveți idee, Anto a căutat atât de multe chestii. Știm atât de multe chestii acum despre puiuți, cum trebuie ei să fie, când ai voie să iei de la mamă, toate vaccinurile, ce înseamnă. Sunt extrem de fericită și nu, e bucuria prea mare și nu am efectiv cum să o exprim prin cuvinte. Nu știu cum să vă arăt și vouă ce simt, însă am vrut să fiți alături de mine și să vedeți toate momentele astea. Și vreau să-i mulțumesc și aici pe vlog lui Baby și să-i spun că îl iubesc tare. Îl iubim foarte, foarte tare. Și îi mulțumesc enorm, pentru că știu că nu dormea nopți ca să se intereseze și căuta non-stop și a fost atât de devotat și atât de interesat de subiectul ăsta, pentru că știa că efectiv îmi doream enorm. Unul de ăsta mic. Iar domnul doctor Silviu Soceanu, și nu este absolut nicio promovare, pentru că noi nu știam peste ce om aveam să dăm, efectiv ne-a fost tare drag și vă recomandăm cabinetul lui și vă recomandăm din suflet cabinetul lui și pe domnul doctor. Este un om minunat și văd că deja Hani mă pupăcește și nu mai are, da, mă și mușcă. Mami a zis că n-a văzut nici în București cabinet atât de frumos și este exact culoarea pe care mi-o doream. Nu-mi doream un câine care să fie alb, pentru că am avut-o pe Daisy și știu cât de greu a fost cu un câine alb și nu vă recomand, deși sunt foarte drăguți, nu vă recomand câini albi, mai ales el care are o blană atât de mare. Deci cred că dacă ești de blana asta jos, pielea și osul de el e atât de slăbănog, atât de micuț. Și dacă puteți voi să vedeți, este un crem, un bej, nu știu cum să-i zic la culoarea asta, dar pe asta mi-o doream eu și e extrem de rară. Iar Baby a făcut posibilul. El a făcut posibilul. Și te avem acum, ești în viețile noastre. Aseară a făcut cunoștință cu casa lui și ne bucurăm din suflet că n-am întâmpinat probleme, adică nu a plâns. Din contră, când l-am lăsat prin cameră, s-a dus și a ales frumos locul. Ba chiar puteți să vedeți acum cum s-a întâmplat nebunia și unde și-a ales el locul, pentru că și-l-a ales fix în dulap. Am ajuns cu Hani acasă și l-am lăsat un picuț să meargă. Dulapul meu era deschis și uitați un picuț unde s-a ascuns. Wow, ce faci tu acolo? Te ascunzi, mă, micuțule, mă. Și ne bucurăm din suflet că aseară nu a plâns, ba din contră, a fost foarte cuminte, nu a făcut prin casă. Pentru că da, deși aduce o bucurie imensă, trebuie să recunoaștem și să fim... Mă pupă! Trebuie să fim totuși realiști, că vine cu o responsabilitate uriașă și aduce mici neplăceri. Uitați-vă un pic! N-am cum, sunt prea fericită, iar acele mici plăceri dispar când îl văd așa că vine și mă pupăcește. E foarte iubiricios, frumos așa, îi place să iubească, să fie iubit și e exact câinele pe care mi-l doream și sunt extrem de fericită. Așa că dacă vă place de Hani al nostru, nu uitați să apăsați pe butoanele de like și în comentarii spuneți-ne cum vi se pare gogoșica noastră, bulgărele nostru de zăpadă, ursuleț, e ursuleț, efectiv e ursuleț, uitați-vă la el. Noi v-am pupat și sperăm din suflet că v-a plăcut vlogul. Am vrut să vedeți prin ce momente frumoase am trecut să fiți alături de noi la această decizie importantă din viața noastră și la aceste momente speciale. Noi v-am pupat, o să vă vedeți foarte des, dar foarte des cu Hani. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Pa!